Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, fenomenul consumului de băuturi energizante a luat amploare, în special în rândul copiilor și adolescenților. Astfel, 30% dintre adulți, 68% dintre adolescenți și deja 18% dintre copii cu vârsta sub 10 ani consumă diverse tipuri de băuturi energizante. Zilele trecute, plenul Senatului a adoptat un proiect de lege care vizează stabilirea unor măsuri de prevenire și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante în rândul populației, în special al minorilor. Potrivit proiectului, se interzice comercializarea sau oferirea în mod gratuit a băuturilor energizante și a derivatelor acestora persoanelor cu vârsta sub 18 ani, inclusiv prin comerțul online sau alte metode de vânzare la distanță. De asemenea, potrivit unor propuneri însușite la Comisiile Juridică și pentru Sănătate inițiate de PSD, PNL și UDMR, se interzice comercializarea și publicitatea, inclusiv în mediul online, a băuturilor energizante și a derivatelor acestora în unitățile sanitare și în incinta unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta acestora, precum și din proximitatea unităților de învățământ preuniversitar pe strada de acces al elevilor în aceste unități pe o rază de 1 km. Se interzice comercializarea produselor de acest gen în a căror componență ingredientele menționate depășesc limita maximă admisă conform legislației în vigoare. Dacă nu respectă aceste prevederi, agenții economici riscă amenzi cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. Propunerea legislativă pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație va fi transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere și vot în plen în calitate de for decizional.